Suntem la Costești, în situl medieval din punctul Gârlea, în cartierul Meșteșugăresc, la o distanță de circa 20 metri spre est de marele cuptor de ars Piatra de Var, cercetat acum câțiva ani de echipa Agenției Naționale Arheologice. În acest loc, în același mal nordic al fostei lutării, în vara acestui an, geodezul Iurie Lungu a observat urmele unui complex, a unei instalații de foc pe calea de distrugere și am intervenit acum pentru a cerceta și recupera vestigiile acestea, care se dovedesc destul de interesante. Am executat o mică casetă pentru a surprinde întreg acest complex, însă se dovedește că alăturat la o distanță de doar 50 cm spre est, avem un alt asemenea complex. Ambele aceste instalații, de fapt, se dovedește că sunt în interiorul unui complex de locuiri adâncit, o locuință adâncită care avea podeaua din lutuială simplă. Aici avem chiar două straturi de lutuială surprinse și pe fund avem pe alocuri pleci, petre, iar drept conținut, mai ales spre bază, multă cenușă, cărbunci și resturi ceramice, oase de animale. Evident, aceste complexe sunt interesante, foarte probabil sunt cuptoare de tip tandâr. Vedem, sunt din lut ars lucrate. Alăturat acestui complex avem un cuțitaș de fer de mici dimensiuni și evident, sperăm în interiorul acestor complexe să găsim și monede care să ne ajute la datarea mai exactă a acestor instalații de foc. Săpate în pământ viu, în lut, la baza unei locuințe adâncite. Evident, cercetările continuă și vom relata despre rezultatele acestor cercetări pe pagina noastră de Facebook, așa că urmăriți-mă!